Dan Merișca este medic stomatolog cu experiență de peste 20 de ani în acest domeniu, dar are și veleități artistice. Este regizor și producător de film, peste 4 filme de lung metraj le-a produs, de asemenea și un film de scurt metraj. Lucrează la o serie, ultimul Baranov 3, despre care vom discuta mai multe. De asemenea a jucat și joacă în anumite filme, peste 6 filme are la activ în care a jucat, fiind actor, și nu în ultimul rând pictează, are peste 1000 de lucrări expuse. Aș vrea să discutăm despre munca de medic stomatolog îmbinată cu latura aceasta artistică, dacă există puncte comune, dar și diferențe. Și aș vrea să începem care a fost mai întâi, pasiunea pentru medicină sau pentru artă? Pentru artă. Am început medicina cu ani în urmă și din anumite motive am oprit, am mers în Italia și am făcut pictura 4 ani și nu regret, pentru că unde nu ajungi cu medicina, ajungi cu arta. Dar foarte interesant, de ce am nevoie de artă? Dacă în medicină sunt obligat să lucrez unitar, nu pot altfel, protocolul trebuie stabilit și urmat întru totul, arta îmi oferă posibilitatea de a fi creativ și îmi compensează latura artistică, latura de a evada din cabinet. Stomatologia este foarte grea, acolo e doar cu durere, din păcate. Vine omul cu durere, pleacă fără durere, dar pentru a pleca fără durere eu trebuie să muncesc foarte mult și de fiecare dată când îmi sună telefonul, nu mă gândesc că mă invită un prieten la o cafea, oare cel mai doare și pe cel care mă sună? Și de multe ori nu-l doare, doar că stresul se cumulează. Și pentru asta am nevoie de pensulă, de chitară, de camera, de filmat, de altceva, de prietenii care-s dincolo de cabinet. Pe de altă parte se știe că arta este o terapie, vorbim de terapia durerii care poate fi alinată și prin artă și am văzut că ați expus la un moment dat din lucrările pe care le-ați realizat, mă refer la picturi, în cabinet. Da. A avut vreun efect și are vreun efect asupra pacienților? Da, am expus și acum e acolo într-o clinică de chirurgie maxilofacială pediatrică în Timișoara la unul din profesorii mei și atâta timp cât aparținătorii, în special părinții, așteaptă până când odrasele sunt operate, lucrările mele le preiau din stresul cauzat de operațiile care sunt foarte grele de obicei și mulți dintre pacienți și dintre aparținători mărturiseau profesorului meu ce mult bine le-a făcut acele picturi, pentru că terapia prin artă are două laturi. Latura pasivă, când noi privim un tablou și ne relaxăm, ne revenim, și latura activă când pacienții pictează și își revin. E foarte interesant și eu promovez foarte mult terapia prin artă. Poate fi stomatologia zilelor noastre o artă? E obligatoriu să fie o artă. Pentru că noi promovăm lupii tineri, cum ni se mai spun, stomatologia fără durere. Chiar ne interesează acelea traumatice, tot felul de geluri anestezice, de spray-uri. Omul nu are voie să simtă nici măcar acul când se face anestezia. Noi nu facem injecție, noi facem anestezie. Noi luăm durerea. Și da, stomatologia se face atraumatic, merg foarte mult pe prevenție. Am pacienți care pe mici au fost aduși în cabinet de la 3-4 ani, nu știu ce înseamnă durerea. Sunt mari, sunt pe la liceu, niciodată nu au avut o carie, pentru că s-au făcut sigilări. Și vă dau o veste bună, se pot face sigilări și la dinții de lapte, dar și dinții definitivi. Adulții pot să-și facă sigilări și să nu mai facă deloc carie, foarte interesant. Și mă bucur că a abordat astfel de teme, pentru că noi trebuie să aducem vești bune, nu doar vești comerciale.
Oamenii nu mai trebuie să-și cheltuie toți banii într-un cabinet stomatologic. Dacă merg din timp și când nu-i doare, eu îi numesc pacienții inteligenți, care vin atunci când nu-i doare. Practic, cei care fac prevenție, și dacă vorbim de sigilări, aș vrea să vă întreb, nu pot să vă întreb, dacă în timpul filmărilor cu actorii ați avut momente în care aceștia s-au plâns de dureri de măsele și de câte ori actorii vin preventiv, având în vedere că ar trebui să aibă grijă de zona orală. S-a întâmplat de multe ori, dar vă mai zic ceva, mulți dintre actorii mei, prima dată nu au fost pacienți. Și în regie este un moto. Locul alege artistul. Actorul este ales de regizor după ce în prealabil regizor le-a văzut. Pentru că noi avem nevoie de acele chipuri cinematografice. Ne trebuie acel chip brăzdat poate de vânt, plin de riduri. Noi asta căutăm, nu căutăm perfecțiunea. În cinematografie se evită simetria. Tot ce e asimetric place regizorului întotdeauna. Se filmează de zor, în schimb, la ultimul Baranov 3. Aș vrea să ne povestiți puțin despre ideea acestui film, mai ales că sunteți, să spun așa, în vogă pe un subiect de mare actualitate acum, plecând de la faptul că este o poveste din Ucraina. Da, am început să mă documentez în 2019 și mi-a plăcut ideea de Ucraina. Nici pe departe să fi știut ce urma să se întâmple și ideea de popor ucrainian în parte persecutat de sovietici, pentru că ăsta e adevărul, mi-a stârnit curiozitatea și am vorbit prima dată cu un istoric foarte bun, un istoric arădean foarte, foarte bun și mi-a spus că într-adevăr așa s-a întâmplat în Luhansk în 1987, chiar începuse tot felul de răzvrătiri ale rebelilor, dar în martie 1989 chiar s-a întâmplat în regiunea Luhansk, în estul Ucrainei, o mică răscoală și atunci a fost înăbușit pentru că sistemul sovietic nu permitea așa ceva. Liderul a fugit în țara vecină. Care este țara vecină? Urmează să o vedem. Și mi-a plăcut foarte mult. De la o poveste reală am dedublat-o cu o ficțiune pentru că nu mă puteam opri acolo. Și de acolo am dezvoltat familia Baranovilor. La început o familie de haiduci, care s-a transformat ușor-ușor în mafie. Practic ăștia nu se pot abține. Când încep să prindă puterea, nu se mai pot controla. Cum a fost și mafia din Sicilia, prima dată ajuta oamenii săraci, după care a trecut de partea aialaltă doar să-i subjuge. Se identifică românii cu personajele din film pentru că ați folosit, practic, actori, să spun așa, autentici, persoane din popor, nu neapărat actori cu facultăți de profil. Da, am avut nevoie de figurile proeminente. Se identifică tot Balcan, de fapt, cam toată lumea cu Baranov și de-aia am lăsat cât mai evaziv ca și regiune, nu am pus capitala noastră, deci doar capitala, nu am pus prea multe, am și cadre chiar din Ucraina. Baranov 1 are din 4 țări cadre, inclusiv Egipt, Caraibe avem și România, dar îmi place să las spectatorul să se regăsească în film. Pentru că dacă aș fi pus România, prietenii noștri bulgari s-ar fi supărat pe noi, că și la ei cam aceeași situație sau alții. Și atunci am lăsat așa frumos ca fiecare să se regăsească în Baranov. Nouă jurnaliștilor ne plac cifrele și atunci v-aș mai pune o întrebare legată de cifre. Câți din cei care joacă în film vă sunt pacienți? Mulți. N-aș zice jumătate, dar pe acolo. Sunt mulți care îmi sunt pacienți sau îmi devin pacienți.
Pentru că am legat o relație foarte amicală cu toți. Eu întotdeauna am lăsat jos garda de medic, halatul la găț în cui, când plec din cabine, sunt doar Dan Merișca și atâta. Și îmi place să fiu foarte, foarte umil din punctul ăsta de vedere. Le-am zis tuturor, profesia de medic este doar o profesie. Atât. Nu este un titlu nobiliar. E doar o profesie. Și lăsând garda jos, îi am pe toți prietenii. Niciodată nu mi-au plăcut orgoliile profesionale. Evit multe întâlniri cu medici unde încep fiecare să-și povestească implantele lor și toate alea. Când avem conferințe, mă duc un pic, stau pe acolo, îi salut, beau o cafea și plec, pentru că îmi place cafeaua și atât. Evit prea multe orgolii din astea ale profesiei. Nu cred că ne face bine. Mai bine ne face relația interumană.